Yo, yo, listen now. This is Mary Jane. Nu știu dacă se aștepta cineva la asta, dar cea mai fidelă fată, eu, și-a făcut comeback-ul în muzică după 20 de ani. Nu singură, ci alături de Chica Con Cania, cu care a făcut piesa Nu-mi e greu. Cu această ocazie, Andreea Din nu a pierdut timpul și a făcut un live pe Instagram cu fetele, care parcă ne-au trimis înapoi în timp și am revăzut-o pe Dana, fata aceea puternică și sigură pe ea, care făcea ravagii în lumea underground a hip-hopului românesc de la acea vreme. Mai mult decât atât, Dana a vorbit despre despărțirea de la familia, scoțând la iveală câteva detalii care te vor lăsa cu gura căscată. Încă o dată, cea mai fidelă fată s-a întors, s-a arată la fraier și poate să facă marihuana. Pe tine, Dana, știu că la familia a încercat cumva să te schimbe, să te facă fata aia, să faci fata aia rea, să dai hardcore pe perluri. Au pus să mimez un act sexual și am plâns vreo două ore în studio și n-am reușit. Eram mică și iarăși mă puneau să înjur. Să înjur că da, domnule, că dă mai bine, că nu știu ce. Nu zic nu, n-am cum să înjur. Iarăși m-a apucat plânsul și nu știu ce, pentru că mama mea, profesoară de matematică, noi ne-am luat cam bătăiță când eram mici, să nu cumva să înjurăm. Cam asta a fost treaba. Și ca să fie treaba, află că finally sunt șanse să primim un album semnat de Dana Marihuana sau să avem chiar parte de o reuniune a primelor cântărețe de rap din România. Vezi live-ul integral pe IGTV-ul contului nostru de Instagram. Surprizele continuă, așa că apasă și pe butonul de follow dacă tot treci pe acolo. Joc, frate!